Neta, copii! Stop la pământ, rostogoliți-vă! Alarmă falsă! Bună, copii! Eu sunt pompier șef Flacără! Oriunde merg, siguranța e pe primul loc! A, da, ești bine, uriașule! Mulțumesc, pompier șef Flacără! Vă voi spune câteva detalii interesante! Da, am ocazia să folosesc un stâlp în locul scărilor! Și da, camionul mare din față este al meu! Bine, v-ați uitat destul pentru moment! Dacă ascultați și învățați regulile de securitate la incendiu, veți putea ajunge ca mine într-o bună zi! Wow! Se încinge situația aici! Robotul meu te va răcori! Scuze, focule! Te-ai stins! Aș putea să fiu atât de grozav! Și cu asta am încheiat lecția de securitate la incendiu și testul cu măsurile de protecție. Test? Cât am fost neatent? Am o ultimă întrebare! Cum procedați dacă vedeți un foc? Oh, salvăm animalele de pluș! Facem kung fu! Oh, facem bezele prăjite! Greșit! Stați ghemuiți și înaintați! Corect! Mergi afară și stai departe! Un punct în plus pentru Courtney! Iar acum copilul cu cele mai multe răspunsuri corecte va deveni pompierul oficial al clasei. Ați văzut secvența din visul meu cu ochii deschiși? Sunt alegerea evidentă pentru a fi pompierul clasei. Noul pompier al clasei și, în mod clar, singurul copil care a fost atent la prezentare este Duncan. Uh-huh! Poți să te dai puțin? Courtney, ea se va ocupa de securitatea la incendiu. Ascultați-o, pentru că trebuie să respectați casca! Respectăm casca! Da! Toată lumea e fericită! Succes, Courtney! Pa, pa! Ați observat vreodată câte creioane roșii avem? Roșu ca mărul, roșu ca rujul, roșu ca focul! Ești în siguranță! Mersi, Courtney! Dar nu sunt sigur că am fost cu adevărat în pericol! Respectă casca! A pierdut cineva un creion de culoare roșu ca focul? Știu că nu este stilul meu să devin atât de activă, însă acum sunt pompierul clasei și trebuie să-i protejez pe toți. Aceasta e noua voastră casă, păpușilor? Nu are ieșire de incendiu! Trebuie să rezolvi asta! Dar nu are pereți! Întreaga clădire e o ieșire de incendiu! Casa aceasta are fundație instabilă. Trebuie demolată! Dar unde vor locui păpușile mele? Respectă casca! Au deschis ușa castelului și au văzut un dragon care scuipa foc! Ha! Respectă casca! Cafea fierbinte! Respectă casca! Așa, copii, somn ușor! Incendiu! Clădirea e în flacări! Se petrece aici? Clădirea e în flacări! Flacări! Toată lumea panică! Stop la pământ, rostogoliți-vă! A fost doar o simulare de incendiu. Dacă ar fi fost un incendiu adevărat, ar fi fost prăjiți.